Bun, am revenit în direct la Jurnalul de Agricultură. Pentru a concluziona cu legea 321, domnule Dumitru, sperați ca la următoarea ședință, așa cum ne spunea deputatul George Scarlat, să fie votate și restul amendamentelor și să treacă în integralitate de comisie această lege? Da, sunt absolut convins că va trece. Este o lege care pune pe picior de egalitate forța de negociere între hipermarket și filiera de produs, producător, procesator. A fost o greșeală ce s-a întâmplat în 2009. Sigur, n-am participat în anul 2009 la elaborarea legii să se instituie și să se creeze cadrul legal prin care acele taxe să fie percepute de la producători. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Să nu ne gândim că legea asta va rezolva toate problemele pe ce înseamnă valorificarea produselor românești în rafturile hipermarketurilor. Trebuie foarte clar să vedem care sunt politicile publice de încurajare a asocierii, pentru că altfel nu vom avea organizații profesionale foarte puternice pe filierele de produs ca să poată să ofere partide de produse așa cum cer supermarketurile. Eu îmi doresc parteneriate, dar parteneriatele să existe, așa cum vă spunea și domnul Baciu, pe principii economice corecte. Nu eu să vând în pierdere la 3,6 lei porcul și să fiu impozitat și taxat de fisc, pentru că diferența de la prețul de cost la vânzarea în pierdere mi se cere TVA și impozit, iar supermarketul de la 3,6 să vândă cu 15-17 lei carnea în magazin și să culeagă tot profitul și cumpărătorul să nu simtă nimic în coșul lui zilnic că a cumpărat un produs de calitate mai ieftin. Este inechitabil și lucrurile astea trebuie să se oprească. 321 nu face altceva decât să stabilească niște reguli foarte clare în care relațiile comerciale din România, cine mai vrea să rămână în România, să facă profituri și să plătească taxe pe teritoriul României, trebuie să respecte legea dată de Parlamentul României. Am găsit deschidere la Comisia de Agricultură de la Camera Deputaților. Au fost oameni care au muncit câte 5-6 ore la fiecare ședință la subcomisie și cred că se va adopta acest act normativ pentru că este pentru interesul producătorului român și a consumatorului român. Celelalte discuții legate de faptul că este o lege anticoncurențială, caut pe unii filozofi care vin în platou și spun, vorbesc despre organizații interprofesionale fără ca ei să aibă habar cum se construiește o filieră de produs și o organizație interprofesională. Vorbesc despre produse pe care ei probabil nu le mai reprezintă, dar asta este o altă discuție. Deci, din punctul meu de vedere, legea stabilește un cadru legal echitabil în care filierele scurte de produs să existe în România și să poată fermierul român să-și vândă marfa, pentru că trebuie să-i luăm la întrebări și pe supermarketuri și să-i întrebăm. Domnilor, dacă v-ați construit baraca aia pe care o numiți supermarket, canal de comercializare modern, în care ați obținut facilități fiscale din partea statului român, cum a fost? Dumneavoastră faceți profituri pe spatele consumatorului român, pe teritoriul României, dar închideți porțile producției românești. E, niciun alt stat sănătos la cap din Uniunea Europeană nu se întâmplă acest fenomen. Da? Deci trebuie odată pentru totdeauna să se clarifice și am încredere că 3-2-1 în forma actuală existentă la Comisia de Agricultură poate cu mici adăugiri sau modificări, dar nu de fond și de formă, de tehnică legislativă, odată adoptată, în primul rând, va da posibilitatea consumatorului să aleagă, să opteze. Vede că e carne românească, cumpără carne românească. Vede că este carne din Spania, dacă vrea să cumpere și să financeze, pentru că noi vom face și o campanie de promovare și informare în care să le explicăm că odată ce cumpără carne românească, menține agricultura, producția de cereale din România, România menține locurile de muncă din România și așa mai departe. E, trebuie să terminăm odată
cu așa zise, așa presupusele bariere comerciale. M-am săturat de tot felul de oameni care vin și dau lecții la televizor, dar care nu știu pe cine reprezintă. Deci, da, apropo de cel 51%, pentru că aici vreau la două chestii să vă întreb două articole, pentru că ați vorbit că poate vor fi unele mici modificări de formă. La acel 51%, nu doar domnul Ovidiu Gheorghe de la Patronatul Viei și Vinului a spus că este o lege neconcurențială, ci însă și Consiliul Concurenței a dat acel comunicat de presă săptămâna trecută, care i-a înfuriat, să spunem, atât pe producători cât și pe membrii comisiei și pe domnul Bătănoiu. Cine a spus înainte de Consiliul Concurenței? Cine a zis? Nu, prima a fost Consiliul Concurenței și ieri în platou domnul Ovidiu Gheorghe a spus că de este la cine este dânsul? Patronatul Național Viei și Vinului. Nu știu, ca titlu arată, sună bine, dar ca reprezentativitate, nu știu, n-am cunoștințe pe cine reprezintă, dar asta este o altă discuție care nu face obiectul discuției 321. Legat de Consiliul Concurenței, în adresa pe care dumnealor au pus-o la dispoziția subcomisiei de săptămâna trecută, era următoarea formulare. Este o discriminare pozitivă în favoarea producătorilor români. Dacă Consiliul Concurenței vrea să se ducă să fie Consiliul Concurenței al Europei sau al altui stat membru, este treaba dumnealor. Ideea este următoarea. Acele 51% produse ca volum alimentare românești se referă la lanțul scurt, dacă veți citi articolul 10, indice 1, pentru că participând la toate ședințele din grupul de lucru, cred că cunosc foarte bine ce s-a scris. Deci, în concluzie... Spune așa acel articol. Comercianții sunt obligați să pună la dispoziția producătorilor / procesatorilor zone speciale de desfacere a produselor românești. Sigur. Deci e vorba de 51% pe lanțul scurt. Avem definiția lanțului scurt, avem definiția organizației interprofesionale. Nu să se încerce să se inducă în eroare opinia publică prin faptul că vin tot felul de oameni care nu știu pe cine reprezintă și bine ar fi când vei chemați dumneavoastră în studio aici să îi întrebați care este reprezentativitatea, că spre deosebire de acei domni, eu vorbesc în calitatea mea de președinte a unei federații reprezentative la nivel național pe baza unei hotărâri judecătorești definitive și irrevocabile și în spatele meu sunt oameni care au asociații profesionale recunoscute prin ordin de ministru ca organizații interprofesionale și cred că inclusiv la dumneavoastră în studio ar trebui să instituiți principiul reprezentativității atunci când discutăm cu subiecte foarte importante pentru agricultura României, tocmai pentru a nu se crea confuzie, pentru că în general astfel de afirmații pot crea confuzie. Eu vă spun că nu este niciun fel de îngrădire a comerțului intracomunitar, este vorba de lanțul scurt, acolo unde o să avem produse pe filiera de produs peste 51% și eu cred că România mea și România agricolă poate să ofere 51% pe fiecare filieră de produs și printr-o etichetare corectă o să vedeți că va crește cererea de produse românești la raft, pentru că consumatorul este unul naționalist și atunci ne vom dezvolta capacități de producție și mai mari în România, în detrimentul acelor băieți deștepți care aduc din comerțul intracomunitar tot felul de produse care fac concurență neloială cu produsele noastre de calitate. Bine, eu aici, bunul ca să explic de ce îi chem pe unii și pe alții, cum spuneți, deși n-ar trebui să explic, dar vă spun, este faptul că sunt prezenți în Comisia pentru Agricultură și participă la elaborarea acestei legi. Așa că încerc să chem pe toată lumea care participă în comisie și este reprezentată, este considerată reprezentativă de către partea politică. Eu n-am cerut o explicație din partea dumneavoastră, eu doar am constatat că de multe ori se întâmplă ca anumiți domni pe care nu vreau să-i nominalizez în mod expres, fac afirmații despre niște sectoare pe care habar nu au și nu le cunosc cu adevărat ce înseamnă o filieră de produs și o organizație interprofesională. Sigur, în România, oamenii care își dau cu părerea la fotbal și la agricultură se pricep toți, așa că nu mă pot supăra pe ei, pentru că necunoștința nu înseamnă că
trebuie să ne provoace nouă celor care încercăm să reprezentăm interesele legitime ale agriculturii în vreun fel de nemulțumire, dar îmi doresc foarte mult să instituționalizați un dialog cu cei care reprezintă ceva, pentru că eu cred că aveți o cotă de audiență din ce în ce mai bună și telespectatorii se uită și au încredere în agricultura României și trebuie să credibilizăm formele asociative din România. Tocmai de aceea, este o formă asociativă care a participat și la Legea Viei și Vinului, deci putem spune că reprezintă și acea parte din punct de vedere al autorităților. Eu n-am vrut să nominalizez, dacă ați nominalizat dumneavoastră, ce să mai comentăm. Și încă o chestie. Să știți că eu n-am participat la elaborarea 321 din 2009 și nu fac business cu supermarketurile, dar în 2016 îmi doresc ca legea, în forma pe care o aveți și dumneavoastră în momentul de față, cred că ar rezolva o bună parte din problemele de parteneriat pe care ar trebui să le avem între producători și comercianți, și cred că face această lege să elimine acele inechități cu acele taxe, suprataxe și așa mai departe. Și încă un lucru pe care vreau să-l lămurim, pentru că aveți experiența OIPA pe vinuri. Am avut contestație până la Înalta Curte de Casație și Justiție. Nu știu dacă este vreo altă OIPA care să fie contestată până la Înalta Curte. Tocmai de aceea nu am pretenția că le știu pe toate, dar cel puțin în ceea ce privește legislația privind organizarea și funcționarea organizațiilor interprofesionale pe filierele de produs, cred că cunosc destul de bine. Da, și este o OIPA din ce înțeleg eu, care funcționează aceasta pe vin. Vreau să vă întreb, pentru că... Da, dar eu nu o să vin să vă spun că Emil Dumitru, să vorbesc la persoana a treia, în 2000 nu știu cât, a adus nu știu cât sectorului și așa mai departe. Sectorul, dacă nu era bine organizat, nu avea absorpție 100%. Este meritul exclusiv al producătorilor, care au știut să se asocieze și să facă lucruri bune în sectorul vitivinicol românesc. Vreau să vă mai întreb, această OIPA, pentru că tot domnul Ovidiu Gheorghe a spus... Nu vreau să discutăm de lucruri serioase. Păi nu, serios vă întreb, pentru că domnul Scarlat a spus, a luat în considerare acest lucru și a spus că dacă este așa, și vreau să vă întreb dacă este așa, din punctul de vedere, dacă supermarketurile pot intra în aceste OIP și bloca funcționarea ei, pentru că avem acel contract în care este implicată și OIPA, atunci aici a fost spus aseară că trebuie să fie 100% membri OIPA. Domnul Scarlat a spus că dacă este așa, iau în considerare să ceară la Uniunea Europeană o derogare pentru România și acest lucru ar putea îngreuna un pic aplicarea legii. Sigur, discutăm de o durere pe care o au unii și de o temere că aceste organizații interprofesionale se vor consolida și vor adopta hotărâri de interes general pe o perioadă limitată, care sunt opozabile și nemembrilor. Ceea ce, sigur că nu le convine, dar principiul reprezentativității pe filiera de produs dată de organizația interprofesională este statuat în regulamentul 1308/2013. Noi, dacă vrem să ne asociem, ne asociem într-un scop comun, chiar dacă vine asociația marilor lanțuri de magazine. De fapt, asta ne și dorim, să creăm parteneriate. Nu putem să adoptăm noi ne asociem ca să adoptăm un acord interprofesional, nu ca să-l blocăm. Din punctul meu de vedere, este o poziție total greșită. Chiar dacă se, în general, exact așa spune actul normativ, hotărârile organizației interprofesionale care privește reguli de piață, adaptarea cererii la oferta pieței și așa mai departe, se adoptă prin consens, tocmai ca toți actorii de pe filiera de produs să-și asume aceste lucruri, iar ministrul nu face altceva decât să emită un act juridic cu putere de ordin, să-l publice Monitor Oficial pentru a fi opozabil tuturor actorilor de pe lanțul scurt de aprovizionare. Nu cred că venind asociația de marile lanțuri de magazine într-o OIPA va bloca activitatea organizației interprofesionale, pentru că 1. Conform statutului au un număr limitat de voturi. 2. Legislația permite adoptarea prin hotărârile OIP-ei și fără un număr de voturi, chiar dacă cineva s-ar opune numărul majoritar de voturi, pentru că este un principiu foarte clar. 15% pe fiecare filieră, pe fiecare producător, procesator, comerciant,
transportator și valoarea lor să fie de minim 30%. Asta e regula de reprezentativitate ca să poți să-ți obții reprezentativitatea ca organizație interprofesională. Deci, în concluzie, este o afirmație care nu este sustenabilă și nu are ce căuta într-o discuție în care vrem să discutăm de parteneriate echitabile și nu de, de opoziție de forță, cum s-a întâmplat până acum în 321. Deci supermarketurile spuneți că dacă pot să ceară aderarea la OIPA, dar să nu fie primite? Dar nu, le primim cu drag. Dar ei au un număr limitat de voturi și trebuie să aibă argumente pentru care vor denunța unilateral, să zicem, un acord interprofesional. Dar dacă nu vor veni, se vor supune acordului interprofesional care le este opozabil și nemembrilor și atunci sigur că relațiile contractuale, cadrul și modul în care se face o evaluare a producției, pentru că să știți ce se întâmplă, inclusiv în sectorul de legume, fructe. Oamenii ar produce mai mult, dar neexistând o predictibilitate și neștiind care sunt canalele de comercializare în momentul de față, se limitează la cât pot vinde astăzi. Dacă există acest acord interprofesional, fostele consilii pe produs, ca să revin în trecut, că nu este o invenție de 2-3 ani de zile, aceste organizații interprofesionale au fost înființate de pe vremea premierului Dacian Cioloș, când era ministru agriculturii și dânsul este promotorul ideii de organizații interprofesionale care le-a consfințit și prin regulament și le-a întărit capabilitățile și puterile. Practic, dacă vrem să ne comparăm cu un fermier francez, trebuie să adoptăm toate regulile și toate metodele prin care ei funcționează și reușesc să-și comercializeze producția și să-și împartă echitabil profitul pe filieră și atunci nu o să mai putem să discutăm că unul, nu știu cum îl cheamă, spune că vine nu știu cine și blochează nu știu ce, fără ca el să aibă habar cum funcționează o organizație interprofesională. Dar asta e altă discuție. Nu, dar eu vă spun pentru că dacă pe când aș marșa din experiența pe care o văd la cei care utilizează conlucrează cu aceste supermarketuri, nu știu dacă aș merge neapărat pe bună credința lor, dacă ar putea să facă ceva în favoarea lor, pentru că vedem inclusiv atitudinea sfidătoare semnalată atât de președintele Comisiei, domnul Săpunaru, de față cu dumneavoastră aici, cât și de ceilalți colegi de asociații care spuneau că supermarketurile pur și simplu nu au venit cu nimic, nu au contribuit cu nimic la această lege, din contră au făcut doar remarci ironice la adresa discuțiilor și neînțelegerilor dintre dumneavoastră și autorități. Nu vi se pare că ăsta este un răspuns foarte clar că ei au înțeles mesajul transmis prin proiectul de act normativ, că s-a terminat cu haiducea în România și că trebuie să jucăm după reguli concurențiale corecte? Asta este adevărul, pentru că 321, dacă veți citi textul inițial cu acele taxe, taxă la raft, taxă listare, taxă de listare, taxe notariale, taxă deschidere magazin, alte taxe și alte taxe și așa mai departe, n-a făcut altceva decât să creeze cadrul legal prin care supermarketul înfactura tot felul de servicii care n-au nicio legătură cu produsul respectiv, pentru că este o simplă vânzare-cumpărare în care eu îi fac o factură. Sigur, putem să discutăm de un contract de publicitate unde mă pune în pliant sau putem să discutăm de o anumită zonare în funcție de, dacă discutăm de vinuri pe indicații geografice, pe denumiri de origine, este cu totul altceva. Dar nu să facturesc un produs cu 10 lei, de fapt să încasez 5 lei, da? Și el să-l vândă cu 12 lei, plaja de la 5 la 12 lei, adică 7 lei, să fie venit al supermarketului prin diverse metode instituite până faimoasa lege din 2009. Apropo de faimoasa lege din 2009, George Scarlat spunea aseară aici că îi este frică ca această lege să nu iasă, să nu intre în vigoare altfel decât o votează ei în comisie, să zicem, deputații de specialitate. Aveți aceeași temere? Domnul deputat Scarlat ar trebui să-i fie frică de producătorii agricoli care ar câștiga câteva beneficii de pe urma legii care eu spun că este bună astăzi și a consumatorului român care va ști foarte clar ce cumpără și ce alege din galantar fără să mai existe așa o etichetare un pic empirică fără date clare de identificare a produsului. Sigur, politicul întotdeauna va
avea drept de veto pentru că nu noi votăm legea. Noi n-am făcut altceva decât să facem o analiză și să venim cu date clare și concrete de ce se întâmplă astăzi în piață și să îi rugăm și ne-au înțeles până la urmă strigătul de disperare că trebuie modificată această lege și cred eu că n-ar trebui să avem nicio temere că indiferent de numele și de denumirea politică a parlamentarului n-are cum să voteze împotriva producătorului român și a consumatorului român. Ultima temă pe care vreau să vă ridic, pentru că ați avut ieri și o discuție în comisie cu doamna Pașca Palmer, ministrul mediului, o altă situație tensionată aici pe tema reciclării. S-a ajuns la o negociere corectă, o înțelegere, ați anunțat și un protest la un moment dat pe așa care l-a suspendat. Așa este. Alți colegi de breaslă spun că ar trebui și chiar fac demersuri pentru a da în judecată statul. Ce se întâmplă? Este, știți, întotdeauna când mă invitați o dată la 3-4 săptămâni, asta e un leitmotiv exact, care se tot repete și nu am nicio noutate să vă spun. Nici acum întâlnirea asta? Cert este un lucru, că toate OTR-urile, acei băieți deștepți care au furat banii și n-au făcut altceva decât să plimbe niște hârtii, sunt toți sub supraveghere din punct de vedere penal de către instituțiile statului. În momentul de față, un producător din România, dacă vrea să încheie un contract cu un OTR, n-are nicio garanție că acel OTR la sfârșit de an nu va da rectificativ sau declarații rectificative sau nu va intra în insolvență. Reciclarea propriilor ambalaje puse pe piață este o utopie și nu poate fi pus în practică, că n-am de unde să-mi caut eu propriul meu pahar, propriul meu borcan, propria mea sticlă de pusă pe piață și atunci este un sistem falimentar pe care, dacă doamna ministru ar face o analiză logică, ar constata că trebuie restructurat și modificat din temelii, pentru că ținta Ministerului Mediului nu este să ia bani celor din industria alimentară românească, ținta Ministerului Mediului este aceea de a atinge cotele de reciclare. Iar dacă ei nu înțeleg lucrul ăsta, ori sunt rău intenționați, ori nu înțeleg ce înseamnă reciclare în România, ori sunt complici în vreun fel cu cei care au nenorocit sistemul timp de 10 ani de zile, acești băieți deștepți din OTR-uri, și așteptăm și noi organele de anchetă să-și facă treaba. Am contactat și noi casele de avocatură să acționăm în instanță pe cei care credem noi că sunt vinovați de falimentarea industriei alimentare românești și de băgarea mâinii în buzunar al producătorului român. Vom face inclusiv plângeri penale la DNA pe ce înseamnă modul în care legea a fost adoptată, legea 249, pentru a vedea foarte clar cine se face vinovat de această situație din care, culmea, cel care plătește este cel care a avut contract cu acel OTR, contract instituit în baza unui act normativ publicat în Monitor Oficial și adoptat de Parlamentul României. Și la discuția de ieri, doamna Palmer, ce a spus? Avem cu vreun argument sau pentru această inactivitate a Ministerului? Și tăcerea mea poate fi un răspuns, sigur. Doamna Palmer, cred că n-a făcut o analiză corectă. Dânsa a venit să spună că din 45.000 de operatori economici care au depus declarații în 25 ianuarie, au plătit 25.000 și s-au strâns la, s-au colectat la bugetul Agenției Fondului de Mediu 190 de milioane de lei în comparație cu anul trecut 8 milioane de lei. Dar dânsa nu înțelege că nu este ministrul finanțelor, dânsa este ministrul mediului și dânsa ca obligație principală o are să recicleze și nu să colecteze bani la bugetul Fondului de Mediu, care, din păcate, acești bani au ajuns de-a lungul timpului tot în buzunarele acelor OTR-uri și acelor băieți deștepți și care așteptăm să vedem ancheta ce ne va spune, pentru că numai târziu de acum o săptămână au apărut informații potrivit cărora s-au mai descins la câteva sedii de firme în care 38 de milioane de euro, alții pe lângă cei 56 de milioane de euro au fost constatați ca fiind evazionați în vreun fel sau altul. Deci niște băieți deștepți,
au făcut un mecanism pentru ei și familiile lor să facă bani în detrimentul reciclării, în detrimentul producătorului român, și nimeni nu răspunde. Și toată lumea ne spune că am făcut dezbateri, că ne-a filmat cu telefonul, că am dat cu geanta în cap, că suntem agresivi, dar noi avem niște argumente pe care le-am pus întotdeauna pe masă. Dar, din păcate, probabil că există o surzenie selectivă la Ministerul Mediului. Bun, am vorbit de Ministrul Mediului, Ministrul Agriculturii, așa cum vorbeam și cu domnul Baciu pe prima parte, este pe surse, pe o posibilă remaniere. A spus că vă alăturați demersului domnului Baciu, care a fost pentru noi, pentru știri, a fost o informație completă. A spus că va veni și într-un protest cu 20.000 de fermieri la București, dacă se întâmplă acest lucru, ce a spus și acum, pentru a cere demisia întregului guvern. Eu vreau să nuanțez un pic poziția Federației ProAgro. 1. Ministrul Agriculturii, ar trebui să știm care sunt motivele pentru care, pe surse. Mie mi se pare că mergem într-o zonă un pic de știre, de media, că vrem să facem, să discutăm, să dezbatem lucrul ăsta. Din păcate, Ministrul Agriculturii a preluat un mandat cu niște provocări pe termen scurt foarte mari, care a încercat punctual să le rezolve. Noi putem să judecăm Ministrul Agriculturii de astăzi fără să fiu în vreun fel un mare susținător sau un contestatar al ministrului, decât la încheierea mandatului, respectiv la 31 decembrie. Nu cred că astăzi este corect față de Ministrul Agriculturii Achim Irimescu să discutăm de o remaniere în condițiile în care omul ăsta a preluat un minister din mers cu o echipă așa cum a găsit-o la minister și care a încercat într-o perioadă foarte scurtă de timp să realizeze plățile către fermieri, să instituie niște reguli foarte clare în ceea ce înseamnă verificarea și controlul și trasabilitatea acelor produse pe care domnul Baciu le nominaliza din comerțul intracomunitar, care fac concurență neloială în România, să deschidem și să transparentizăm modul în care facem politici publice în Ministerul Agriculturii. Eu cred că este o foarte mare greșeală astăzi, după 3-4 luni de zile de la numire, să discutăm de o posibilă remaniere a Ministrului Agriculturii în condițiile în care omul n-a încercat altceva decât să-și facă treaba de ministru în funcție al agriculturii și să se lupte pentru interesele, atenție, legitime ale fermierilor români. Probabil că, eu știu, poate deranjează, dar asta este viața. Este bine că avem un ministru care se luptă pentru fermierii români. Da, ați întrebat de ce, tot așa la nivel de zvon, se pare că căderea, să zicem așa, oarecum căderea în disgrație ar fi venit tocmai din faptul că de când a preluat mandatul a ieșit în presă numai cu lucruri negative. Sunt unii care îi reproșează acest lucru și, nu știu, a scăzut așa un pic entuziasmul fermierilor sau este un om mult prea pesimist. N-are un PR foarte bun. Știți, acum legat de PR, eu ca fermier îmi doresc foarte mult un ministru care să n-aibă un PR foarte bun, dar să facă lucruri concrete pentru fermierul român. Adică aceste declarații, tocmai aceste declarații se pare că... Aștept în perioada următoare să văd o dinamică și mai mare la Ministerul Agriculturii și nu cred că este corect față de un ministru, așa cum v-am spus, descriind situația de fapt la momentul preluării mandatului, să discutăm de o posibilă remaniere. De ce? Pentru că a făcut două declarații care în vreun fel sau altul au lezat interesele cuiva sau nu înțeleg care este motivul, pentru că eu mă uit la ministru Achim Irimescu ca un om profesionist care încearcă să-și facă treaba pentru fermierul român. Legat de declarații, sigur, nu este treaba noastră să discutăm din punct de vedere al declarațiilor, dar totodată trebuie să o spun foarte clar, că atâta timp cât Autoritatea Sanitar-Veterinară nu este în subordinea Ministrului Agriculturii, Ministrul Agriculturii nu poate să deconteze ceea ce nu fac alții din punct de vedere al trasabilității și al securității alimentare din România. Deci, ca președinte de federație, eu cred că Autoritatea Sanitar-Veterinară va trebui să stea la ușa Ministrului Agriculturii și să răspundă să-i dea în timp util toate informațiile, astfel încât
acele posibile elemente de concurență neloială, ca să nu spun mai rău, din comerțul intracomunitar, descrise chiar și de ministrul agriculturii, să nu se mai întâmple. Știți că în Bulgaria astăzi laptele achiziționat din comerțul intracomunitar la procesator nu se desigilează cisterna. Mi-a spus Nicușor Șerban, președintele Holstein Ro, până nu se face analize 100% de către autoritatea sanitar-veterinară. Deci în alte state se poate face control la fiecare transport de intracomunitar de produs alimentar. Iar la noi vorbim de 5%, eșantionare, control administrativ, adică niște hârtii. Mie mi se pare neserios în raport cu cât de mult sunt controlați fermierii români. Și eu nu o să accept niciodată ca fermierul român să aibă medic veterinar la procesare, să fie supravegheat 100% și să facă produse corecte și conforme și alții să zburde, așa, care tot așa sunt un fel de OTR-uri băieți deștepți mai mici. Bun, domnule Dumitru, vă mulțumesc mult de tot pentru discuția din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Îi mulțumesc Adi Buzatu pentru ținuta asigurată în fiecare seară. Toate cele bune, la revedere!